De parcă nu ar fi fost de ajuns situația în care se află partidul de guvernare în momentul de față. Acum se mai și ceartă între ei liderii vechi, noua țintă în PSD, taman Ecaterina Andronescu. Pentru că a avut curajul să-i ceară demisia lui Dragnea, doamna Andronescu a devenit sacul de box al fidelilor lui Dedi. După ce Liviu Pop a numit-o soroșistă, acum și Mirel Palada a sărit cu acuzele. Palada susține într-o postare pe Facebook că PSD va rezista atacurilor din interior, menționând că cei care îl critică se vor scufunda în anonimat. Citez, tot n-ați înțeles cum funcționează acest partid. Cu cât e atacat mai tare, cu atât se mobilizează mai abitir să se apere și devină mai puternic. Iar cei care l-au condus și apoi îl critică, să știți că nu câștigă nimic. Joana Ponta, acum mai nou Cati Andronescu, se vor scufunda în anonimatul procentului mic, la fel cum s-au scufundat Teo și Florin Călinescu după ce au plecat de la ProTV, scrie Palada, devenind celebru după bătaia de aici din platoul B1 TV. Bun, cred că domnul Palada nu s-a mai uitat la ProTV în ultima perioadă, pentru că Florin Călinescu tot acolo e, nu știu despre ce vorbește numai lui, și Teo, într-adevăr, pe un alt post, dar tot bine. Adică, dacă e să comparăm așa mere cu pere și morcovi cu fasole, oamenii ăștia chiar n-au nicio legătură. Una e showbiz, alta e politica, sau le încurcăm așa? Da, eu mi-aduc aminte ce spunea la un moment dat Cătălin Botezatu, dacă mai ți-aduce aminte, că București a devenit un mare pat în care așternuturile nu se mai schimbă de mult. Din păcate, și scena politică, în loc să păstreze o anumită decență, așa cum este normal să fie într-un stat, iată că asistăm la un monden mai monden decât mondenul. Adică nu se poate să faci asemenea afirmații, e totul trecut în derizoriu, toate aceste comentarii, să stai să faci comparații între Teo și Florin Călinescu când vine vorba de politicieni și mai mult decât atât când vine vorba totuși de un popor care suferă într-un fel sau altul mai mult sau mai puțin. Și să... mi se pare oarecum o amenințare. Adică dacă ai curaj să spui ceea ce gândești, iată că... Avem noi grijă de tine. Da, e foarte riscant ce se întâmplă și foarte trist. Da. Spun ca și simplu cetățean, adică e înspăimântător ce se întâmplă acum. Domnule Borbucean. Eu nu știu dacă e chiar așa că avem noi grijă de tine. Sigur, sunt niște declarații și niște atacuri furibunde, nejustificate, spune eu. Doamna Ecaterina Andronescu este un vechi membru de partid, respectat în partid și respectat în electorat. Nu întâmplător a deschis lista candidaților PSD la Senat pe București. Deci cred că dânsa ar trebui ascultată. Sigur, mi-aș fi dorit ca această poziție a domniei sale să fie discutată între colegi în interiorul partidului. Și atunci când nu s-ar fi găsit în niciun fel o rezolvare a acestor probleme, atunci să fie făcute public. Deci cred că sunt persoane izolate care o atacă așa vehement. Păi domnul Genunchi a făcut-o soroșit. Probabil că sunt persoane absurd care apreciază că, lovind în doamna Andronescu, în acest moment, sigur, în urma acelei scrisori sau declarații pe care dânsa a făcut-o în spațiu public, au o șansă mai mare de a se apropia mai mult de conducerea de partid. Nu știu dacă este potrivit să ai o asemenea atitudine. Repet, cred că este o situație care se poate rezolva și nu neapărat că PSD este atacat din interior. Este părerea unui membru de partid care este exprimată în mod liber. Repet, mi-aș fi dorit să fie mai întâi discutată în interiorul partidului, dar așa s-au întâmplat. Totuși vorbim despre un personaj, cel care a făcut această afirmație, pe care l-am văzut cu toții bătându-se niște ipostaze nu tocmai decente de și nu tocmai reprezentative. Sunt pentru cazuri izolate și mi-e greu să cred că doamna Andronescu va deveni o țintă a Partidului Social Democrat în urma acestei declarații. Cred că lucrurile se vor limpezi cât de curând. Da, nu știu dacă se vor limpezi. Dar pentru asta e nevoie de dialog, de discuție în interiorul partidului. Probabil că dânsa a simțit că lipsește această variantă. Da, iată că dialogul este unde într-un spațiu virtual, unde se știe că de mult nu mai este decență și se fac tot felul de se întâmplă tot felul de manipulări, pentru că sunt oameni care cred ceea ce spun acest domn. Atacuri și mai urâte, dacă ne amintim cel de ieri, dar alte ieri. Da, au fost și mai urâte. Fostului director al Casei de Sănătate, dacă nu mă înșel. Da, au fost și atacuri mai urâte, care a adresat injurii
Dar nu înțeleg acum totuși, ok, o fi o perioadă de vacanță și oamenii își văd de treburile lor, acum se relaxează. Dar într-o săptămână, două, cu toții se vor întoarce și ce facem? Reîncepem luptele? Ne aruncăm culături de la unii la alții? Nu cred că este momentul. Cred că actuala conducere a partidului va avea o discuție cu doamna senator și lucrurile se vor lămuri. Asta este părerea mea și este ceea ce îmi doresc. Având în vedere, sigur, repet, că doamna Andronescu este un membru vechi de partid și foarte respectat în interiorul partidului și în rândul electoratului. Ceea ce contează destul de mult. Cât de respectată e, mai ales de unii domni din partid, am văzut. Nu mai contează experiența pe care totuși are doamna Andronescu, așa contestată cum e și ea, că până la urmă și asta, până în momentul de față, umăr la umăr cu Liviu Dragnea. Bun, mergem mai departe. Acum războaiele, într-adevăr, se poartă pe Facebook. Și a prins curaj acum Darius Vâlcov, cel despre care se spune că ar fi eminența cenușie a guvernului Dăncilă. A început și dumnealui să scrie tot felul de lucruri pe rețele de socializare. Denunță acum jafurile produse de companii în România, dar când vine vorba de măsuri concrete, tăcere. Jaful continuă, iar mâna dreaptă a premierului Dăncilă nu mișcă un deget pentru stoparea abuzurilor de care se plânge. Consilierul doamnei Dăncilă a ieșit din nou cu un atac, de data asta asupra sectorului gazelor. Păi n-aveți, domnule, gaze, n-am văzut câte gaze sunt în seara zilei de 10 august, s-a dat cu gaze, s-au săturat cu toții, că și acum stau prin spitale. Darius Vâlcov însă se plânge că bugetul statului a pierdut 2 miliarde de dolari din cauza neactualizării prețului de referință la gaze în perioada 2006-2018. Strategul programului de guvernare al PSD lansează în plin scandal privind violențele de la protestul de acum o săptămână, un atac pe Facebook asupra companiilor din domeniul gazelor, cum anume prezentând un document al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, din care reiese că România a pierdut în perioada 2006-2018 aproximativ 2 miliarde de dolari ca urmare a neactualizării prețului de referință pentru țiței și gaze naturale extrase în România, în vederea calculării redevenței petroliere. Așa arată un jaf de 2 miliarde de dolari. Ce ar fi însemnat acești bani pentru România? Alocațiile tuturor copiilor pentru 2 ani. Sau construcția a 10 spitale mari complet utilate cu câte 600 de paturi fiecare. Sau construcția și dotarea a câte 3 grădinițe în fiecare localitate din România. Sau finalizarea autostrăzii Ploiești-Brașov. A scris Darius Vâlcov pe Facebook. Un prim nivel al pierderilor a fost stabilit de Curtea de Conturi în 2010 printr-o analiză care viza perioada 2006-2010, se arată nota de informare transmisă lui Darius Vâlcov, consilierul pe teme economice al Vioricăi Dăncilă, de către Gigi Dragomir, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Acesta a solicitat o evaluare privind impactul asupra bugetului de stat a neactualizării prețului la gaze naturale Agenției Naționale pentru Resurse Naturale, care are atribuții în a stabili acest preț. Prețul de referință al gazelor naturale este prețul minim admis la tranzacțiile cu gaze naturale considerat de statul român, în vederea aplicării redevenței și valorificării acestei resurse în interesul cetățenilor. Ultimul ordin al președintelui ANRM pentru aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România a fost dat în anul 2008, prin care se stabilea nivelul de 495 de RON pe 1000 de metri cubi. Acest ordin nu a mai fost actualizat. Se menționează în nota de informare semnată de Gigi Dragomir, președintele ANRM. ANRM a contestat în instanță nivelul prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi, dar contestația a fost respinsă de Curtea de Apel București în 2012 și apoi de Înalta Curte în 2015 printr-o sentință definitivă. În 2015, Curtea de Conturi a constatat că situația nu a fost remediată și a mai făcut o analiză pentru perioada 2011-2015, stabilind un nou nivel al prejudiciului la 4,67 miliarde de lei. La această sumă, o analiză ANRM din 2018 a adăugat din perioada 2015-2018 alte aproape 976 milioane de lei. În februarie 2018, ANRM a actualizat prețul de referință pentru gazele naturale. Ca urmare a aplicării noului tarif de referință în semestrul 1 al anului 2018, a avut loc o creștere a încasărilor redevențelor cu 11 milioane de lei. Se mai scrie în nota citată. În următoarea perioadă va fi rediscutată în Parlament legea offshore privind operațiunile petroliere din Marea Neagră, unde au fost confirmate zăcăminte de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze.
Stau și mă întreb totuși, oamenilor ăstora nu le rușine să vorbească ei despre grădinițe, despre drumuri, despre alocații, despre ce mai, da, despre școli, grădinițe și autostrăzi, mai mult de atât. Păi domnul Vâlcova, anul trecut am avut recordul negativ la număr de kilometri de autostradă, da? 15 kilometri de autostradă, care erau deja făcuți dinainte. De acum 4 ani și abia s-a tăiat panglica anul trecut pentru cei 14 kilometri. Păi oamenilor ăsta nu le e rușine. Păi nu, dar ce se înțelege din toată postarea, din toată această știre, rezultă faptul că iată vine în 1 septembrie și trebuie să scumpim și să anunțăm scumpirea gazelor pe de o parte și pe de altă parte ce se mai produce în România trebuie eradicat, să terminăm și cu producția românească, pentru că în mod normal la câte fabrici am avut și petroliere și la cât petrol avem, ar trebui să stăm foarte bine la acest capitol, dar din păcate, din ce citesc eu, din ce am văzut că postează domnul Vâlcov, este clar că trebuie să scumpim din nou gazele, da, iată avem un motiv, da. Și pe de altă parte facem asta. Așa și un mic șantaj emoțional și apelăm la sensibilitatea populației, că uite ce am fi făcut, nenorocitul de ce s-a întâmplat, place mare nenorocire, că iată ce am fi făcut, am fi mărit sau am fi dat alocațiile pe 2 ani. Despre ce alocație vorbim? Despre 80 de lei când mai ia alocația cu care nu faci nimic, nici cred că o cutie, o pungă de Pampers nu cumperi cu banii ăștia. Adică deci nu este... dumnealui vorbește de niște ani, 2006-2011, în care cel mai mult la guvernare a fost PSD-ul. Deci inclusiv cu PDL-ul a fost la guvernare în 2009. După care au plecat, s-au certat. 2012, din 2012 încoace, tot cu PSD-ul suntem. Și tot niște forțe oculte ne pun bețe în roate că acest partid de bun simț și de bună credință nu reușește să facă nimic. Dumneavoastră înțelegeți? Da, că până la urmă nu PSD stabilește prețul gazelor. Este o legislație destul de complexă. Acum înțeleg că este vorba despre un denunț. Da? Despre un denunț penal. Eu așa am înțeles din știrea dumneavoastră. Dacă e vorba de un denunț, sigur că orice persoană care are cunoștința sau suspiciunea despre fapte care au prejudiciat bugetul de stat este liber să formuleze un astfel de denunț, urmând ca organele de cercetare penală să stabilească dacă sunt fapte de natură penală sau nu. Din cunoștințele mele, ANRE este cel care stabilește prețul gazului și nici de cum guvernul sau partidul de guvernământ. Deci chestiunea asta că PSD a fost în ultimii ani la guvernare și s-ar face vinovat, păi n-ar stat-o mai oamenii, în picioare. Oamenii din adică aceste, din aceste general, funcții, așa. Oamenii din aceste funcții nu puteți să-mi spuneți că n-au nicio legătură, că sunt puși sigur așa, că pentru sunt că sunt tehnocrați politic, foarte buni. Dar există o legislație destul de stufoasă în raport de care da, se poate modifica care... în minus sau în plus prețul la gaze, prețul la resurse. Și așa s-a mai dat departe. O rezoluție, nu? În care Curtea de Apel a păi respins. Da, s-a contestat împrejurarea că n-a fost majorat prețul la momentul respectiv și în alta curte ar fi respins acea... Nu cunosc speța, dar, dacă, repet, dacă se suspectează fapte de natură penală, este foarte bine că le-au fost aduse la cunoștința parchetului. E o modalitate, că e o interpretare interesantă, cea pe care o propune Mirela Dinca. Eu n-aș crede, adică nu. S-ar fi putut anunța... Care s-a gazelor. Cred că s-ar fi găsit o modalitate mult... Bun, probabil că vom asista la o astfel de scumpire, dar nu cred că asta a fost modalitatea prin care PSD a considerat că este oportun să anunțe voalat, sigur, această scumpire care ar urma. Se întâmplă pentru că în fiecare an avem diferite motive pentru care scumpim gazele. Și acest lucru se întâmplă fix toamna, repet, după ce se termină vacanța. Este o legislație destul de stufoasă, iar scumpirea nu ține numai de decizia României. Adică lucrurile sunt mult mai complexe. Da, omul ăsta pare venit așa din neant. Deci el este sfătuitorul din umbră, dar de fapt acum nici mai e în umbră, că e foarte la vedere. Sfătuitorul doamnei Dăncilă. Deci e un om foarte important în guvern. E un om pe care Liviu Dragnea l-a girat, cu care Liviu Dragnea a girat practic. Adică el schimba guvernele, el schimba prim-ministrii, că toți picau la evaluarea lui Darius Vâlcov. Dar pe Darius Vâlcov cine îl evaluează? Că poate și omul ăsta face și el niște greșeli. Nu sunt chiar așa. Păi, din câte știu, Darius Vâlcov este și condamnat în prima instanță. Nu știu, și probabil. Nu cu suspendare. Dar Darius Vâlcov a avut o contribuție destul de mare, spune, la programul de guvernare.
la realizarea programului de guvernare. Și atunci, sigur că în aplicarea acestui program este bine să ții aproape. Dar mai are legătură programul de guvernare de acum cu programul de guvernare pe care îl prezenta Dragnea la televizor? Eu aș zice că da. În mare parte, dacă ar fi să analizăm punctual, sigur că așa, la modul general, e... poate știți frumos. Și un virgulă poate să schimbe mare lucru. Da, dar eu spun că dacă ar fi să-l analizăm punctual, am constatat că în mare parte s-au făcut progrese. Vorbeați de alocațiile pentru copii. S-au dublat. Știm foarte bine că la începutul mandatului acestui guvern, mă rog, a guvernului coaliției, ele erau mult mai mici. Au crescut salariile medicilor, profesorilor. Poate nu la nivelul la care s-ar fi așteptat, dar păi, guvernarea se încheie peste câțiva ani și programul de guvernare trebuie pus în aplicare până la finalul guvernării. Dacă atunci vom constata că nu s-a respectat programul, sigur că și eu voi fi printre cei care, alături de dumneavoastră, vom aduce critici celor care au guvernat prost. Că nu s-a respectat inclusiv, programul, nu e niciun fel de problemă. Dar cu toate astea trebuie să recunoașteți că... alocația pentru copii este extrem de mică, adică fără nu discuție, ai efectiv fără ce discuție, să faci nu se pot face minune așa peste noapte. Nu, dar cu toate astea și salariile, pentru... pot să spun că și ale medicilor actuale s-au mărit considerabil, dar dacă mă întrebați pe mine, tot nu sunt suficiente. Deci suntem ultimii în Uniunea Europeană la nivelul salariilor, chiar și așa da, mărite. Faptul că s-au făcut progrese, cred că nimeni nu poate contesta acest lucru. Păi sunt progrese pentru că nu poți să rămâi la salariile din 2005, de exemplu. Adică nu, normal că progrese, n-a fost în raport, lucrurile. N-a fost în raport de indicele inflației, nu. Sub nicio formă. Dacă întrebați orice medic, veți vedea că este o majorare considerabilă a salariului. Nu știu ce să zic acum. Dacă întrebăm orice medic, s-ar putea să ne spună un medic într-un fel, un alt medic într-un alt fel. Pentru că înțeleg că oricum eu și acolo creșterile au fost foarte nu. Diferite. Unii au primit în plus, alții au primit foarte nu, puțin. În minus, sub nicio formă. Deci eu nu n-am spus diminuat. Că au primit în minus, dar procentele da, există, pe care s-au majorat salariile sunt diferite. Nu există deloc, nu există. Și chiar vă rog să întrebați medicii, pentru că lucrurile s-au schimbat. Și urmează să mai crească, sigur. Corespunzător celor din programul de guvernare. Acum, repet, dacă la finalul guvernării vom constata că acest program nu a fost dus la îndeplinire întru totul, haideți să-l criticăm atunci partidul sau coaliția care a fost la guvernare. Acum nu putem să spunem bine. Păi, acum am deviat oarecum discuția. Sigur, trebuie că să fim cu ochii pe acest program, dar să lăsăm totuși ca lucrurile să se desfășoare normal până la final. Vorbește de pensii, de salarii, de autostrăzi, de școli, că din cauza problemelor din zona energiei și a gazelor nu s-au o sursă la bugetul de stat. O sursă de și venit. Din cauza lor, acum nu din că cauza s-ar făcut autostrăzi, nu din cauza prostie, școli nu sau spitale. Ce vrea, dânsul să demonstreze este că nu este rentabil ce se întâmplă cu gazele extrase din România și atunci cel mai bine este să le aducem din altă parte și implicit să le scumpim pe scurt ca să înțeleagă toată lumea despre oricum, ce e mare vorba. Parte vin din afară. Adică. Păi tocmai și ce... Asta e resursa țării, fărâma care mai este la noi va trebui închisă pentru că de ce nu trebuie să luăm totul din afară ca să plătim mai mult. Păi au fost inclusiv certuri înainte de protestele astea, au fost inclusiv certuri pe tema legii offshore. În momentul ăsta nici nu mai știm ce se întâmplă cu ea, pentru că abia dăduseră legea într-o formă și anunța președintele partidului, Liviu Dragnea, da, vor să dea ordonanță de urgență dezbateri, aceste dezbateri și publice și cu mediul de afaceri și cu și din interiorul partidului, ele sunt binevenite pentru că vor contura o lege cât mai aproape de realitate și cât mai aplicată. Iar aceasta nu este mai aproape de consens. Iar această lege va nu, fi când va fi finalizată, indiferent va veni orice un lege, la conducere care va șterge tot, nu? Pentru că ea se întinde, o lege se va întinde pe o perioadă de 4 ani, când durează, pe urmă se urmează. Lăsați-ne că am văzut se modifică legi peste noapte, nici nu ții pasul. Nu poate cu... fi PSD răspunzător de eventuală altă guvernare care va avea păi, alte măsuri așa, sau un alt pentru program. Că exact, se termină în 4 ani, după care vine alt partid și spune nu e bine ce a făcut PSD, noi trebuie să o schimbăm. Păi bun, și atunci vine este bine ca electoratul să aibă în vedere acest principiu și să fie coerent, să păstreze actuala formulă de guvernare ca să avem o stabilitate politică. PSD-ul este din 2012 non-stop la putere, mai puțin, mă rog, cu acea pauză de un an în care am avut un guvern tehnocrat. Da, așa au fost zis la putere tot acest timp.
Așa a zis tehnocrat, pentru că am văzut câte tehnocrat. Erau tot din PSD, ziceți? Nu erau din PSD, dar nu erau tehnocrați sub nicio formă. Adică, cred că au făcut mai mult rău decât bine. Când vorbești de un guvern și de o guvernare tehnocrată, te aștepți la specialiști, da? Ori s-a dovedit și cred că efectele se văd și acum că a fost un dezastru acea guvernare. Avem tehnocrați pe care și PSD-ul și-a asumat, unul dintre ei, domnul Georgescu de la BNR. Da, bun, acum sigur eu n-am nominalizat. Să nu luăm cu cuvântul sine și nu, să... sigur, există specialiști care trebuie păstrați și care au dat și vor da rezultate, dar guvernarea Cioloș nu cred că a fost un guvern sau o guvernare de tehnocrați. Bun, acum ce o să se întâmple din toamnă? La ce să ne așteptăm? Un pas în spate din partea lui Liviu Dragnea sau lucrurile vor merge mai departe? Din ce punct de vedere? Un pas în spate. Păi toată lumea îi cere voalat dintre cei care Doamna, au comunicat. Nu putem să anulăm milioane de voturi cu pentru vocea 100, 200 de mii, 300 de mii, câte 100 de mii ori fi. Adică oamenii și-au exprimat voința în mod liber și deschis prin singurul criteriu democratic care este votul și acesta trebuie respectat. Deci nu se pot schimba lucrurile sau nu se pot dărma guverne sau schimba coaliții de guvernare sau majorități parlamentare în strada. Un guvern, așa, la bun. Urmă. Cred că a fost ceva excepțional, dar asta nu înseamnă că ieșit în stradă, încercarea de a pătrunde în clădirea guvernului duce la răsturnarea guvernului. Suntem un stat de drept, da? În care instituțiile statului trebuie să respectate și apărate cu orice preț. Deci, repet, singurul mijloc democratic de a schimba un guvern și o coaliție este acela al votului. Restul, sigur că trebuie să și fie... Poate oamenii asta nu înseamnă că oamenii n-au dreptul să protesteze, să-și exprime mare un punct de vedere. Da. Dar de la asta până la violențe, până la a încerca, pentru că știm cu toții, ultimul meeting din Piața Victoriei a fost așa, ca o chemare la luptă, la război din partea organizatorilor. Ne amintim toate mesajele. Da, și jandarmii mesajele au primit cu flori, într-adevăr. Nu, bun, jandarmii s-au pregătit. Acum, s-au dacă au fost abuzuri, repet, și eu îmi doresc să fie sancționate, dacă se pot dovedi acele abuzuri. Dar să lăsăm parchetul să-și facă treaba la acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bărbuceanu. Știu că trebuie să plecați. Noi în câteva momente revenim și schimbăm complet și vibe-ul îl schimbăm, pentru că vorbim despre vacanțe, vorbim despre ceva foarte plăcut în momentul ăsta. În momentul ăsta ar trebui să fie cel puțin, deși am avut foarte mult stres pe drumul spre mare. Dar acum rămas și astăzi și probabil se vor întoarce undeva duminică. Peste 250.000 de români au umplut plajele de la Năvodari și până la Vama Veche. În mini-vacanța de Sfânta Maria pe litoralul românesc nu a fost loc să arunci un ac. Așa se face că în weekendul prelungit peste 250.000 de turiști au petrecut la malul mării. Cei mai mulți oameni au preferat să-și petreacă mini-vacanța în stațiunile din sud, unde prețurile nu sunt atât de piperate ca în Mamaia. Deși litoralul are 150.000 de locuri, cei care nu au mai găsit camere libere la pensiuni sau hoteluri au apelat la casele ori apartamentele închiriate de localnici. Dacă în anii trecuți cei mai mulți turiști se găseau în stațiunea Mamaia, acum doar 45.000 de oameni au preferat această stațiune. De această dată în Costinești au fost cei mai mulți turiști, aproape 70.000, iar în Neptun au petrecut vacanța de Sfântă Mărie aproape 55.000 de turiști. În plin sezon estival, prețurile sunt însă piperate. O cameră la un hotel de 3 sau 4 stele poate ajunge de la 500 la 1.500 de lei pe noapte. Și pe plajă se scot bani mulți din buzunar. Șezlongurile nu au fost îndeajuns pentru toți românii. Chiar și cele care costă pe zi 400 de lei au fost închiriate rapid de turiștii veniți pe litoral. Dar nu toată lumea a mers la mare, unii au mers la munte sau au ales orașe care sunt de obicei destinații preferate în România. Vorbim de Cluj, vorbim de Iași, vorbim de Sibiu, de ce nu? Vorbim de Brașov. Și dacă tot pomeneam de Sibiu, acolo are loc Târgul Meșteșugarilor de la Muzeul Astra. Este deja o tradiție în acest sens, este și o atmosferă tihnită,
vestită complet diferită de ce se întâmplă la malul mării. Avem imagini de la acest târg al meșteșugarilor, obiecte frumoase, obiecte tradiționale, nu chinezării, așa cum găsim, din păcate, în foarte multe cazuri. Este acolo la Muzeul Astra, la acest eveniment, Răzvan Pascu, consultant în turism și în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Salut, mâna, bine v-am găsit! Ce ai găsit acolo? Tu mergi deseori la acest târg. Spune-ne puțin cam ce ne așteaptă dacă mergem la Sibiu, la Astra. Și anul trecut am fost de vreo 3 ori, anul acesta e a doua oară când vin la Sibiu, la aici, la Muzeul Astra. Să le spunem telespectatorilor care poate n-au ajuns încă, deși spun sincer că merită să ajungeți aici. Când spunem muzeu, nu vă gândiți la o încăpere din aceea plicticoasă cu care suntem cu toți obișnuiți, ci este vorba de un muzeu în aer liber care are peste 100 de hectare și o atmosferă absolut, cum să zic, nu neapărat impresionantă, dar este fabulos să stai aici și să petreci chiar un weekend întreg, pentru că vei avea ce să faci și sunt foarte mulți meșteșugari. Acesta este cel mai mare târg de meșteșugari pe care l-au ei peste an. Sunt între 250 și 350 de meșteșugari prezenți. Și apropo de ce spuneați cu chinezăriile, ei sunt aleși pe Slânceană. Este o comisie care îi alege și, spre deosebire de alte târguri unde ei trebuie să plătească o taxă de participare, ce mi se pare interesant aici. Și mi se pare interesant faptul că Muzeul Astra și muzeografii de aici promovează tradițiile autentice românești, îi aduce, după ce îi selectează foarte atent, îi aduce gratuit, deci aceștia nu plătesc taxe de participare ca să vină aici, mai mult decât atât le asigură și cazare în județ, în orașul Sibiu, și transportul de la cazare până la muzeu în aer liber, practic doar ca să vină și să promoveze meșteșuguri și astfel că găsim aici o grămadă de meșteșugari pe care de obicei de mult la export. Înțeleg că pe internet majoritatea au început să-și facă site-uri, pagini de Facebook și vând foarte multe astfel de produse și alt lucru interesant care se mai întâmplă aici, ceea ce nu vând acești meșteșugari este preluat de consignație de către muzeu și practic nimeni nu pleacă de aici fără niște bănuți câștigați din munca lor, ceea ce mi se pare absolut foarte important pentru meșteșugari, pentru a promova în continuare și a-i face pe oameni să îndrăgească și lucrul acesta, munca aceasta manuală, efectivă. De exemplu, acum 3 săptămâni ei au făcut tot aici la Muzeul Astra o olimpiadă a meșteșugarilor. Și gândiți-vă, să puneți în contextul în care politicienii, acum câțiva ani de zile, nu spunem numele, dar sunt politicieni care au decis să închidă școlile profesionale din România. Puneți asta în acest context, în contextul în care cineva în guvern s-a gândit că e mai bine ca toată lumea să aibă facultate și că nu e bine să avem oameni care să știe o meserie, tâmplari buni, electricieni buni și așa mai departe. Puneți asta în contextul în care aici se întâmplă totuși o olimpiadă a meșteșugarilor și cineva învață pe oamenii ăștia încă de mici, pe copii, să învețe un meșteșug și să-l transmită mai departe. Mi se pare absolut impresionant. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Pascu. Este în plină desfășurare acest târg. Dacă vreți să schimbați puțin atmosfera, dacă vreți să scăpați de aglomerația de la mare și de la munte, să nu uităm, pentru că și stațiunile de la munte sunt pline și cel puțin pe Valea Prahovei e și o aglomerație cumplită din cauza asta. E o alternativă, într-adevăr, depinde și de zona în care locuiți, poate să fie un drum ceva mai lung, dar merită, iată, acest târg al meșteșugarilor. Revenim în câteva momente, suntem printre cei mai leneși europeni, românii sunt pe locul al doilea la sedentarism, despre asta discutăm în câteva momente. Pe 3/4 din români petrec cel puțin 2 ore și jumătate pe zi, sunt jos, în fața calculatorului sau în fața televizorului. Mai multe detalii ne oferă colega mea, Denisa Dudescu. Bun găsit, românul se dă cu greu la o parte din fața calculatorului sau a televizorului. O arată cel mai recent eurobarometru realizat de Comisia Europeană. Potrivit raportului, aproape 3/4 dintre români petrec cel puțin 2 ore și jumătate pe zi stând jos în
fața micilor ecrane. De ce nu fac românii sport? Din lipsă de timp, au spus aproape 50% dintre cei intervievați, iar alții 18% au invocat lipsa de motivație sau de interes. Totodată, 62% dintre cei intervievați au mai spus că au mers pe jos 10 minute în 4, respectiv 7 zile, iar 21% au spus că nu au mers niciodată pe jos într-o săptămână. Față de anul 2013, numărul persoanelor care se implică în activități fizice a scăzut cu 12%, iar potrivit specialiștilor, numărul celor care nu fac mișcare va continua să crească în ultimii ani. Consecințele sedentarismului sunt grave. Lipsa activității fizice favorizează apariția unor boli precum bolile de inimă, bolile neurologice, diabetul și chiar cancerul. Eurobarometru mai notează că doar 2% dintre respondenți sunt membri unui club sportiv, 5% sunt membri unui centru de fitness, 1% membri unui club sociocultural, iar 71% nu sunt membri niciunui club. Da, așa se explică și obezitatea și în rândul adulților și în rândul copiilor, așa se explică și numărul mare de îmbolnăviri, pentru că românii stau foarte prost și la capitolul ăsta. Da, hai să nu ne referim doar la români, pentru că nu sunt românii chiar cei mai leneși dintre toți sau cei mai obezi. Avem exemple în Statele Unite suficiente. Problema este în cazul românilor că, dacă ții minte, înainte erau la școală 2 sau 3 ore de educație fizică și sport. Acum s-a renunțat la aceste ore, sunt facultative, vrei să faci mișcare, bine, nu, la revedere. Copiii ar trebui de mici obișnuiți cu exercițiile fizice, iar din păcate acum părinților le este mai ușor să le pună în față un telefon, o tabletă, orice și să scape de copil. În ceea ce privește și cultul de a merge la sală, nu, până la urmă, că ar trebui să acceptăm și acest lucru, încă nu-l avem. Și atunci e mai simplu să stai la televizor și să te uiți cum fac alții gimnastică. Cum fac alții gimnastică și eventual să și comenteze critici. Îți mulțumesc foarte mult, Mirela Dinică. Punem punct aici discuției noastre. Știri de la Fix cu George Asimilovici.